Oamenii lege au efectuat 7 percheziții în care au fost vizate adrese de pe raza orașelor Pitești și Ștefănești. La acțiune au participat atât polițiști ai Serviciului Investigații Criminale din cadrul IPJ Argeș, cât și luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale Argeș. S-au făcut verificări la locuințele unor persoane bănuite că, în intervalul februarie-octombrie anul în curs, ar fi pătruns ilegal în 10 locuințe, sedii de societăți comerciale, dar și birouri notariale, din care ar fi furat mai multe bunuri. 5 dintre membrii grupării au fost depistați în flagrant în noaptea de 18-9 octombrie, după ce ar fi sustras mai multe bunuri din sediul și depozitul unei societăți comerciale situată în zona industrială a municipiului Pitești, se menționează în comunicatul IPJ Argeș. La finele perchezițiilor, polițiștii au pus în aplicare 7 mandate de aducere emise de către magistrații judecătoriei Pitești.